tema mare a cărții evrei este Domnul nostru Iisus Hristos. El este argumentul principal, argumentul esențial pe care autorul cărții evrei îl folosește pentru a-i motiva pe acești oameni să aibă credință și credincioșie, să creadă în Domnul Iisus Hristos și să persevereze în această credință. Acesta este argumentul. Argumentul perseverării și a credinței este Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea el dedică foarte mult spațiu, așa cum am observat deja, pentru a demonstra că Domnul Iisus Hristos, în mod special pentru acești evrei, pentru a demonstra că Domnul Iisus Hristos este mai mare decât orice. Orice ai pune, dacă ai pus profeții din vechime, Domnul Iisus este mai mare. Dacă ai pus îngerii, Domnul Iisus este mai mare. Dacă l-ai pus pe Moise, Domnul Iisus este mai mare. Dacă l-ai pus pe Avram, Domnul Iisus este mai mare. Dacă ai pus mari preoți, Domnul Iisus este mai mare decât ei. Dacă ai pus slujbele lor, Domnul Iisus este mai mare decât ei. Dacă ai pus vechiul legământ, Domnul Iisus are un legământ mai mare, mai bun. Dacă ai pus sacrificiile, Domnul Iisus are un sacrificiu infinit mai bun decât toate sacrificiile pe care le-au adus acești evrei. Orice trece prin cap și pui lângă Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus, din orice privință, este mult mai mare. Este superior, da? Acum, în capitolul 10 pe care îl avem înaintea noastră, la versetul 1, la versetul 19, la care, 18, la care ne vom uita în această dimineață, este de fapt ultima secțiune, ultima parte din această porțiune largă doctrinară, ultima parte care tratează sacrificiul Domnului Iisus Hristos în mod special și felul în care acest sacrificiu a înlocuit sistemul sacrificial evreiesc. În capitolul 9, ultima dată, ne-am uitat la cum s-a inaugurat noul legământ. Ca un legământ să fie inaugurat, trebuie să fie o jertfă. Avem un nou legământ pentru că avem o altă jertfă. Dumnezeu întotdeauna în istorie a lucrat în cadre legale. Dumnezeu n-a zis, aveți o problemă, scot acum asul din mâini, că am rezolvat problema. Nu, Dumnezeu a lucrat într-un cadru legal. Și aceste cadre legale sunt numite în Sfânta Scriptură legăminte. Ca un legământ să intre în vigoare, trebuie să fie o jertfă. Domnul Iisus Hristos nu putea să vină ca jertfă în vechiul legământ. El era un alt tip de jertfă, un alt preot, da? Avea o altă slujbă. Legământul pe care el l-a instaurat era bazat pe alte promisiuni. Așa că Dumnezeu a stabilit un alt cadru legal, un nou legământ, o nouă jertfă, un nou preot, o nouă slujbă. Totul diferit. Dacă în capitolul 9 am văzut felul în care Domnul Iisus Hristos prin jertfa lui a instaurat nou legământ, în capitolul 10, în ultima parte, ne se arată cum jertfa Domnului Iisus Hristos a anulat, a schimbat, a înlocuit sistemul sacrificial evreiesc. Vreau să înțelegeți foarte bine, poate cartea Evrei s-ar interpreta mult mai ușor dacă am putea să intrăm în atmosfera de sărbătoare a evreului care se ducea să aducă o jertfă. Dacă am putea să intrăm în starea sufletului lui, dar noi nu putem lucrul acesta decât mental poate, să intrăm în starea sufletului unui evreu care păcătuia și care trebuia să se ducă în continuu, în continuu, în continuu, în continuu să aducă jertfe. În continuu, în continuu, în continuu, în continuu, în continuu. Și ai putea să repeți în continuu. Trebuia să aducă jertfe în continuu. Da? Imaginați-vă baia de sânge care exista acolo la templu timp de zeci, sute de ani. Lucrul acesta arăta că omul are o problemă mare și gravă. Are o problemă mare și gravă. Când Dumnezeu a lăsat ca acesta să fie modul în care să fie acoperite păcatele lor, Dumnezeu prin sângele la mult care a colpenat, atât mare de sacrificiu, arăta într-un mod strident, izbitor, cât de ticălos, cât de monstruos este omul și cât de ticălos, cât de ofensator este păcatul împotriva lui Dumnezeu. Asta vedeai acolo. Asta vedeai acolo. Și toate lucrurile acelea repetându-se, transmiteau un mesaj despre venirea Domnului Iisus Hristos. Ca să înțelegem mai bine porțiunea asta de text din Evrei, aș vrea să țineți minte trei categorii de persoane. Foarte simplu pasajul. În prima parte, de la versetul 1 la versetul 4, se vorbește despre evrei și sacrificiile pe care le aduceau ei. Da? Foarte simplu. Primele patru versete vorbește despre evrei și sacrificiile lor. Următoarea parte, de la versetul 5 până la versetul 9, se vorbește despre Domnul Iisus. Deci avem pe evrei, îl avem pe Domnul Iisus cu jertfa lui și apoi, bineînțeles, cine a mai rămas de la versetul 10 până la versetul 18, suntem noi.
Deci sunt evrei, Domnul Iisus și noi. Și veți vedea că tiparul ăsta se repetă în cartea Evrei. Da? Se repetă în cartea Evrei. Avem pe evrei cu prototipul, cu jertfele lor prefigurative, simbolice, predictive și așa mai departe. Sistemul vechi, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, care este împlinirea acelui sistem vechi și inaugurarea unei alte dispensații, unei alte etape istorice în care suntem noi. Avem pe evrei și pe creștini. La mijloc cine este? Domnul Iisus Hristos. Astea sunt cele trei porțiuni de text pe care le avem în acest pasaj. Ele au o logică între ele. Evreii reprezintă pregătirea noului legământ, da? Când Dumnezeu prin jertfele acelea vorbea despre o altă jertfă, da? Așa că după evrei vine Domnul Iisus, care este împlinirea acestor jertfe, și după Domnul Iisus Hristos suntem noi beneficiarii acestei jertfe. Textul este relativ simplu și ne arată cum s-a făcut această schimbare a sistemului sacrificial evreiesc. Haideți să ne uităm în primul rând la motivul pentru care s-a schimbat sistemul sacrificial evreiesc. De ce s-a schimbat acel sistem sacrificial evreiesc? Aduceți-vă aminte și în Scriptură găsim câteva elemente care ne arată lucrul acesta, că cei care vroiau să aibă parte de iertarea lui Dumnezeu trebuiau să devină într-un fel prozeliți. Da? Trebuiau să adere la religia evreilor, trebuiau să se ducă și eu. Era acolo curtea neamului. Trebuia să te faci parte din religia acelor oameni. Da? Noi suntem dintre neamuri. Noi suntem neamuri. Și întrebarea este de ce nu suntem acolo cu ei. Da? Acum nu suntem practic pentru că nici ei nu mai au templul acela și ritualurile. De ce trebuia schimbat lucrul acesta? Asta e primul lucru la care vreau să ne uităm. Motivul pentru care s-a schimbat sistemul sacrificial evreiesc cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Păi ni se spune în primul rând în versetul 1 în felul următor. În adevăr, legea, și vreau să înțelegeți că atunci când spune legea aici, în mod specific, precis, se referă la jertfe. Și vom vedea imediat. Se referă la lege, la legea jertfelor. Legea care are umbra bunurilor viitoare, umbra nu este realitatea. Din start ți se spune de ce legea nu putea să, legea ceremonială nu putea să-ți aducă ție iertarea păcatelor. Pentru că ea era o umbră, ea nu era o realitate. Ea era o umbră. La propriu sângele unui țap nu ștergea niciun păcat. Nici măcar un gând necurat nu ștergea. El simbolic, ceremonial acoperea, da? Închipuia înaintea ochilor tăi. Tu care te duceai acolo, cum să-ți spună Dumnezeu că-ți iartă păcatele prin jertfă? Cum să-ți spună? Păi te-a pus să jertfești animale. Și simbolic, predictiv, a jertfei Domnului Iisus Hristos ți-a arăta că cineva trebuie să moară în locul tău, să fie un substitut, da? Dar ea era o umbră. Ea nu era realitate. Și apostolul în evrei sublinează de foarte multe ori lucrul acesta. De foarte prin simplu fapt că legea era o umbră, arată că ea trebuia la un moment dat să fie schimbată. Era umbra bunurilor viitoare și dublează această afirmație în sens negativ și spune nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. De două ori îți spune, doamne, legea nu era realitatea, înțelege lucrul ăsta. Dumnezeu n-a intenționat de la bun început ca prin lege omul să fie mântuit. Nici prin legele ceremoniale. Dumnezeu niciodată n-a intenționat lucrul ăsta. Dumnezeu a intenționat că ăla să fie un abecedar pentru ei. Să fie un abecedar pentru ei, să-i învețe, da? Să-i învețe ceva despre mântuire, despre iertarea păcatelor. Și, din nou, se subliniază, da? Ni se arată doar, care, ni se arată în primul rând care e rolul legii. Rolul legii este să arate spre, da? Ea nu este înfățișarea adevărată a lucrurilor, ea este o umbră, dar ea arăta spre ceva. Ăsta e rolul legii și care este rezultatul acestei legi pentru evrei? Ia ascultați! Și asta e expresia care trebuie să fie țintuită bine în mințile noastre. Nu poate niciodată. Când te gândești la legile ceremoniale, trebuie să știi că ele nu puteau niciodată. Vedem imediat ce nu puteau. Dar nu puteau! Există o neputință, o incapacitate spirituală și morală inerentă. Lăuntrica acestor jertfe, acestor legi, auziți, legea nu poate niciodată prin aceleași jertfe, deci e clar că se referă la legile ceremoniale, care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Legea nu avea capacitatea aceasta. De ce a fost schimbată legea? Unu, pentru că rolul legii n-a fost ca să dea iertarea păcatelor, ci să arate spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și doi, rezultatul legii a fost că nu a făcut desăvârșit pe absolut nimeni. Niciodată pe nimeni. De aceea ea trebuia să fie schimbată. Lucrul acesta este repetat peste tot în evrei. Vă citesc, de exemplu, capitolul 5, versetul 3. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui cât și pentru ale norodului. Vorbește despre preoți.
Capitolul 7, versetul 19. Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Nimic de săvârșit. Și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu, adică Hristos. 7:27. Domnul Iisus n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Auziți, în fiecare zi. Ea nu rezolva problema, de asta se aducea în fiecare zi. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Evrei 9:9. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Legea nu rezolva problema ta. Gândiți-vă cât de frustrant era să te duci în sistemul sacrificial instituit de Dumnezeu prin poruncă dumnezeiască, să aduci jertfe care să acopere păcatul și de fiecare dată când aduceai jertfa pentru păcat, îți dădeai seama că jertfa nu rezolvă problema aia profundă a inimii tale. Cugetul tău cerea desăvârșire. În mintea ta Dumnezeu spunea foarte clar prin baia aia de sânge de acolo că problema păcatului nu este rezolvată. Ești vinovat, ești ticălos, ești păcătos. Indiferent cât de multe jertfe ai aduce, păcatele sunt acoperite, dar în tine nu s-a rezolvat problema. Și păcatele viitoare cu atât mai puțin nu s-au rezolvat. Deci el afirmă această neputință a legii ca motiv pentru care s-a schimbat legea ceremonială. O și argumentează, ia auziți, versetul 2 până la versetul 4. Auziți ce logică face autorul. Altfel, adică dacă legea ar fi reușit să facă ceva în noi, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Deci primul argument pe care îl aduce el este repetarea jertfelor. Dacă tu ai adus o jertfă și o rezolva problema, de ce aduce iară? Păi zice că în evreine se spune foarte clar, se aduceau în fiecare zi. Dacă o rezolva jertfa de ieri problema, de ce o aduc azi? De ce aduc mâine alta? Chiar dacă nu mă duceam la templu, preotul era obligat să aducă jertfă în fiecare zi, chiar dacă eu nu mă duceam acolo. Deci eu puteam să trăiesc cu iluzia, am adus o jertfă o dată pe an, sunt ok. Nu ești ok. Pentru că este un preot care face ceea ce tu ar trebui să faci. E pus de Dumnezeu acolo, între Dumnezeu și oameni, să aducă jertfe în continuu, care arată că problema voastră nu este rezolvată. Repetarea aceea a jertfelor arăta că problema nu este rezolvată. Iertarea păcatelor viitoare nu se făcea prin jertfele care se aduceau. Mai mult decât atât, însă și repetarea jertfelor reamintea păcatele. Deci în loc să te duci acasă și să spui, am adus jertfă, am păcatele iertate. Pe alea pe care le-ai făcut, dacă n-ai ieșit afară, încep din nou să-ți fie contabilizate toate păcatele. Gândurile, faptele, atitudinile. Și abia ai plecat de acolo și puteai să pleci vinovat. Pe drum te ziceai deja vinovat acasă. Înțelegeți? Repetarea jertfelor prin ele însele reaminteau că problema nu este rezolvată. Dom'le, dar de ce vin iară să aduc jertfă? Dacă am adus o jertfă odată. Însăși aducerea jertfei îți arăta că tu n-ai rezolvat problema. Da? Astea sunt motivele pe care autorul le prezintă în locul acesta pentru a argumenta că era necesară o schimbare. Și el concluzionează. Dar auziți, versetul 3, dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe. Căci este cu neputință, din nou arată neputința legii, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapurilor să șteargă păcatele. Vreau să vă gândiți puțin, cum suna în mintea unui evreu lucrul ăsta? Te duci la templu și preotul se spune, hei, fii atent, nu ți-ai rezolvat problema. Păi pentru ce am venit aici? Eu pentru ce am jertfit țapul ăsta? Taurul ăsta, capra asta sau oaia asta, eu pentru ce am venit aici? Ăsta nu se rezolvă problema. Fii atent, Dumnezeu îți acoperă păcatele pe care acum ai ieșit de aici, problema ta nu este rezolvată. Și problema ta lăuntrică nu este rezolvată prin jertfele astea. Sângele ăsta nu poate să... E clar că la un moment dat evreii au început să creadă tot felul de erezii și de aberații cu privire la sistemul sacrificial. Că la Dumnezeu și-a arătat aproape prin fiecare profet, la un moment dat a făcut o colecție de versete, aproape prin fiecare profet Dumnezeu și-a arătat dezgustul profund pe care îl are pentru sistemul sacrificial pe care el l-a instituit. De ce? Pentru că evreii au pervertit sistemul ăsta sacrificial și îl foloseau pentru a se acoperi. Dar am adus jertfele, suntem în regulă, am făcut ce ne cere Dumnezeu, dar ei nu aveau nicio naștere din nou, ei nu erau mântuiți, ei nu erau curățiți pe dinăuntru. Nu rezolvaseră problema. Ei nu au înțeles de ce a lăsat Dumnezeu acest sistem sacrificial. Frați și surori, sistemul sacrificial evreiesc a fost o metodă a lui Dumnezeu de a epuiza pe acești oameni. De a le arăta cât de ticăloși sunt, cât de păcătoși sunt. Frecvența cu care aduceau jertfele astea le arăta cât de păcătoși sunt.
Cât de păcătoși sunt, cât de ticăloși sunt. Și cât de neputincioși sunt în a rezolva problema păcatului lor și că trebuie să fie cineva din exterior care să vină să rezolve această problemă. Este un har extraordinar de la Dumnezeu că nu trecem, că nu trăim în acea vreme. În care la propriu eram epuizați din orice punct de vedere, înțelegând în fiecare zi că suntem ticăloși și că nu avem problema rezolvată cu Dumnezeu. După ce ne prezintă motivul schimbării sistemului sacrificial, adică neputința legii, este repetat lucrul acesta. Nu poate niciodată, da? Să facă desăvârșiți. Este cu neputință, concluzionează el, ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Ne arată modul în care a fost schimbat acest sistem sacrificial și, bineînțeles, toți știm modul în care a fost schimbat sistemul sacrificial evreiesc, a fost prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos și jertfa Lui. Ăsta e modul simplu. Totuși, autorul, deși putea să ne spună foarte simplu chestiunea asta, el preferă să ne dea argumente pentru această schimbare. Din nou, înțelegeți că un evreu nu putea, te credea pe tine pur și simplu. Hei, știi că a murit? La voi mureau mulți pe cruce, dar la un moment dat a murit un tip la anul 33, da? A murit între doi tâlhari. S-a spus despre el că e împăratul iudeilor, da? Fii atent, el este Dumnezeu. A, da, serios? Bun, de mult așteptam ca să vină cineva să-mi spună că există alt Dumnezeu decât Dumnezeu Tatăl. Sau încă o persoană pe lângă Dumnezeu Tatăl. O, tu crezi în doi Dumnezei? A, nu credem în doi Dumnezeu. De fapt, credem într-un singur Dumnezeu, în trei persoane. Dar oricum, hai să trecem peste partea aia. Cel care a murit acolo, mulți tâlhari au murit, dar el n-a fost tâlhar, a fost Fiul lui Dumnezeu întrupat și l-a murit ca jef pentru păcatele noastre. Serios? Da. Păi și... Imaginați-vă cum a fost pentru un evreu să accepte. De aceea Scriptura spune foarte clar, propovăduirea crucii este o nebunie și este o pricină de poticnire. Autorul găsește de cuviință să argumenteze cu Sfânta Scriptură această schimbare a legii, această schimbare a legămintelor, această schimbare a sacrificiilor, această schimbare a marelor preoți. El spune așa, pur și simplu credeți-mă pe mine că cel care a stat acolo este Fiul lui Dumnezeu. El spune nu! Sunt argumente biblice și auziți argumentele. Versetul 5 spune așa. De aceea când intră în lume, cine? Domnul Iisus Hristos. El zice, cine? Domnul Iisus Hristos. Primul lucru pe care îl învățăm este că Domnul Iisus Hristos, când a intrat în lume, a știut pentru ce vine în lume. El n-a crescut toate ereziile cristologice, a crescut așa ca un copil, ca un om obișnuit și la un moment dat a venit Hristosul Ceresc peste el sau a venit Dumnezeu peste el. Nu! Când a intrat în lume, Iisus Hristos a știut pentru ce intră în lume și și-a asumat planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mântuirea sufletelor noastre. Da? Când a intrat în lume, el zice, ce zice el? Domnul Iisus Hristos, tu n-ai voie nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta Dumnezeului. Când intră în lume, Domnul Iisus Hristos citează din Psalmul 40. Psalmul 40 care este o profețire a acestei schimbări, adică a anulării jertfelor evreiești și a așezării jertfei Domnului Iisus Hristos. Haideți să citim din nou. Deci Domnul Iisus Hristos, când intră în lume, la întrupare, citează următorul pasaj. Tu n-ai voie nici jertfă, nici prin os, n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Domnul Iisus Hristos spune la intrarea lui în lume că jertfele vechi testamentare vor fi anulate, da? Când el îl citează pe Dumnezeu, Domnul Iisus îl citează ce spune Dumnezeu. Dumnezeu zice, n-a voie nici jertfă, nici prin os. Cum n-a voie Dumnezeu nici jertfă, nici prin os? Nici arderi de tot. Păi nu Dumnezeu l-a instituit? Da, Dumnezeu le-a instituit, dar tot Dumnezeu spune că nu le mai vrea. Că nu le mai vrea. Nu le voiește. Da? Nu le mai voiește. Ci mi-ai pregătit un trup. Se schimbă. Se anulează sistemul sacrificial. Prin ce? Prin trupul pe care îl primește Domnul Iisus Hristos. Imaginați-vă lucrul acesta. Milioanele de jertfe care s-au adus poate la cortul întâlnirii și la templu sunt anulate toate prin faptul că Domnul Iisus Hristos îi se dă un trup. Un trup, e glorios, e fantastic, e extraordinar ce spune. Ia auziți din nou, n-ai voie nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, chiar ăștia sunt termenii folosiți, voia lui Dumnezeu este arătată în două feluri. Dumnezeu zice, nu mai vreau jertfele astea, ci pregătesc un trup. Acest trup i-a fost pregătit de însuși Dumnezeu. Și știm că a fost pregătit de însuși Dumnezeu, pentru că în Evanghelie ni se spune că Domnul Iisus Hristos a fost zămislit de la Duhul Sfânt.
Da? A fost o lucrare, o intervenție supranaturală, dumnezeiască, miraculoasă, pregătindu-i se Domnului nostru Iisus Hristos un trup. De ce i s-a pregătit un trup? I s-a pregătit un trup pentru un singur motiv. Ca el să pătimească, să sufere. Da? Să aducă jertfă de ispășire în trupul acela. Avea nevoie de trup ca să facă ispășire. De asta Dumnezeu i-a pregătit un trup. Aici ne se vorbește foarte clar și despre preexistența Domnului Iisus Hristos. Că Iisus vorbește. Păi Iisus a fost Iisus întrupat. A fost un copilaj. El nu vorbea la o lună, la o zi, la 3 secunde după ce s-a născut. El nu vorbea. Despre cine a zis când a intrat în lume, tu n-ai voie nici jertfă, nici preot? Cine a zis? Iisus. Păi cum a zis? Păi se vorbește despre Hristosul preexistent, despre Fiul lui Dumnezeu care există din veșnicie. Dar El este conștient în momentul în care se întrupează. Pentru că El este din veșnicie. Taina întrupării este mare. Dar este foarte clar, ni se arată aici că Domnul Iisus există înainte de a lua trup. Pentru că El spune, mi-ai pregătit un trup. Da? Există înainte de a lua trup și El face lucrarea aceasta într-un mod foarte conștient. Într-un mod foarte conștient. Atunci am zis, iată mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. De două ori se vorbește despre voia lui Dumnezeu. În versetul 5, voia lui Dumnezeu care anulează jertfele și voia lui Dumnezeu în care Domnul Iisus Hristos este chemat să aducă această jertfă de ispășire în trupul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Este evident aici, sacrificiul Domnului Iisus Hristos este voluntar, dar El zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci nu toată tărășenia asta ateistă despre faptul că tatăl își abuză fiul și îl omoară și așa mai departe. Deci fiul își asumă, da, planul lui Dumnezeu, da, îl afirmă prima dată și după aia îl asumă. El spune, când a intrat în trup, zice. Și după aceea îl asumă, zice, vin să fac voia ta, Dumnezeule, da? Îl afirmă și îl asumă. Deci este un sacrificiu voluntar, este un sacrificiu asumat, este un sacrificiu plănuit de Dumnezeu Tatăl. Dacă cumva în mintea noastră există ideea asta că Dumnezeu Tatăl din veșnicie e furios și scoate flăcări pe nări și vrea să ne pulverizeze, dar Domnul Iisus Hristos stă și îl ține pe tatăl și spune, nu, 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 nu. Știi cum mai vedeam noi bătăi din astea pe la școală? Doi vor să bată și sunt ăștia care îi despart, știți? Și sunt mijlocitori. Și ne imaginăm pe Hristos în felul acesta că Dumnezeu ar vrea să ne depulverizeze, da? În existență, să ne ducă pe toți în neființă, dar Domnul Iisus spune, așteaptă, așteaptă puțin până mă duc eu să mor pentru ei, ne înșelăm. Și avem în mintea noastră o monstruozitate, o imagine monstruoasă despre Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl i-a pregătit Fiul lui în trup. Dumnezeu Tatăl a inițiat planul mântuirii. Dumnezeu Tatăl ne-a iubit din veșnicie. Dumnezeu Tatăl ne-a ales pentru sine. Dumnezeu Tatăl ne-a pus în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl ne-a unit cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul și a pregătit minuțios toată lucrarea Fiului pe care El urma să o înfăptuiască, da? Există o legătură perfectă, desăvârșită între persoanele Sfintei Treimi, însă vârșirea mântuirii noastre. Siguranța mântuirii mele stă în această legătură dintre Tatăl și dintre Fiul. O legătură perfectă, veșnică, eternă, desăvârșită, care nu poate fi schimbată, alterată, ruptă niciodată. Niciunul nu este împotriva noastră. Niciuna dintre persoanele Sfintei Treimi nu este împotriva noastră. Toate persoanele Sfintei Treimi sunt pentru noi. Dumnezeu este pentru noi. Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu ne-a iubit din veșnicie. Dumnezeu ne-a pus în planul Lui din veșnicie. Lucrul acesta este fantastic, extraordinar. Domnul Iisus afirmă planul lui Dumnezeu, își asumă planul lui Dumnezeu când spune vin să fac voia ta, Dumnezeule, și acest plan este atestat apoi în versetul 8, când este explicat de autorul cărții Evrei. Și autorul cărții Evrei, este foarte important să observați, face teologie, face doctrină pe schimbarea jertfelor, pe simpla ordine a versetelor. El spune faptul că versetul 5 vine după versetul 6 și versetul 5 vine înainte de versetul 6, versetul 6 vine înainte de versetul 7. Simpla ordine a versetelor ne arată ceva. Ia uziți ce spune el. După ce a zis întâi, tu n-ai voie și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, lucrurile aduse toate după lege, apoi zice. Deci după ce zice întâi, Dumnezeu zice, nu mai vreau jertfele, după aceea spune, vreau de fapt ce? Vreau pe Domnul Iisus și jertfa Lui, da? Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, pe cum le desfințează? Le desfințează că Dumnezeu, vreau să înțelegi că Dumnezeu când spune, n-ai voie, Dumnezeu nu spune, îmi doresc un lucru, dar om vedea dacă o să se întâmple. Nu, când Dumnezeu zice, nu mai vreau jertfele evreiești, jertfele evreiești încetează.
Ăla este un decret divin. Este dorința lui Dumnezeu care se pune în aplicare prin decret divin. Se va întâmpla lucrul ăla pe care îl dorește Dumnezeu. Da? Se va întâmpla lucrul acela. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Dumnezeu nu pur și simplu desfințează jertfele evrești și lasă pe oameni fără nimic. Și el pune ceva în loc, da? Instituie, instaurează altceva. Și ce instaurează? Păi, explică în versetul 10 ce anume a dus Dumnezeu în loc. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, când Domnul Iisus Hristos spune vin să fac voia ta, Dumnezeule, Domnul Iisus la ce se referea? La jertfa lui, că spune prin această voie am fost sfințiți noi. Care voie? Prin sfințire, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus Hristos nu a avut o surpriză când Dumnezeu l-a anunțat pe la vreo 33 de ani. Hei, știi că de fapt nu o să fii împăratul lui Israel. Planul era ca ei să te primească ca împărat. Uite, de asta a intrat ca împărat în Ierusalim pe măgăruș. Dar dacă ei nu te-au primit, acum plângi puțin pentru Ierusalim. Asta este. Planul a nu a mers. Nu te-au primit ca împărat. Că dacă te primeau ca împărat, instauram împărăția lui Israel. Nu te-au primit ca împărat, planul B. Trebuie să mori pentru ei. Nu! Este o aberație, este o erezie, este o absurditate. Este o absurditate. Nu! Domnul Iisus Hristos când a spus vin să fac voia ta, Dumnezeu, i-a zis yes, o să fiu împărat pentru pământ. Yes, o să conduc întreg univers. Vreau să fac lucrul acesta. E fantastic. E extraordinar. Instaurăm împărăția milenară. Nu asta a avut Domnul Iisus în cap. El când a spus vin să fac voia ta, Dumnezeule, această voie este jertfirea trupului Domnului Iisus Hristos. El a știut exact pentru ce a venit. El a știut exact pentru ce a venit. Da? Așadar, avem prima parte din pasaj, primele patru versete care ne vorbesc despre motivul schimbării sistemului sacrificial. Și anume, neputința acelui sistem de a ne desăvârși. Avem prezentat de la versetul 5 la versetul 9, modul, da, maniera, modalitatea prin care Dumnezeu a schimbat sistemul sacrificial și anume prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și apoi până la versetul 18, de la versetul 10 la versetul 18, avem această manifestare a schimbării. Cum vedem în practică că se manifestă această schimbare? Da? Care sunt efectele asupra noastră? Păi, îi se spune în versetul 10, primul efect frontal, direct, ne spune autorul, primul efect al acestei schimbări este sfințirea noastră deplină. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Hristos odată pentru totdeauna. Vreau să fiți atenți. Prin această voie am fost sfințiți noi. Întrebare. Sunteți sfinți? Da. Nu prea aveți curaj. Tot ai atitudinea asta balcanică, ortodoxă. E amândouă. Că e și în teologia ortodoxă și și în sângele nostru balcanic. Ce faci, frate, pocăiți? Aia, eu nu îți pocăiți, eu. Cum e, frate? Aia, greu. Nu vreau eu să spun despre mine că eu sunt. Și un fel de falsă din asta zmerenie. Te iubește Dumnezeu? Păi da, mă iubește. A murit Domnul Iisus pentru păcatele tale? Păi da, a murit. Pentru toate? Păi da. Ești sfințit? Aia, nu vreau eu să spun. Ce nu vrei să spui? Auzi ce spune? Frontal. Prin această voie, adică jertfirea trupului Domnului Iisus Hristos, am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Asta spune Dumnezeu despre tine, nu spun eu despre mine. Nu vreau să-și flutură asupra mea ceva ce am făcut eu. Hei, uite ce am reușit să fac eu ca să mă sfințesc. Nu! Folosește, fiți atenți, spune la timpul trecut, am fost sfințiți noi. S-a încheiat lucrul acesta. Acum vedem imediat la ce se referă această sfințire. Dar s-a încheiat lucrul acesta. Este un proces încheiat, este ceva făcut de Domnul Iisus Hristos. Este un act mai degrabă încheiat. Și un act care ține de jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu ține de mine, ține de jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau să observați un lucru foarte interesant. Că această voie a lui Dumnezeu, care a produs jertfirea Domnului Iisus Hristos, este această voie a lui Dumnezeu prin care noi suntem sfințiți. Cu alte cuvinte, decretul lui Dumnezeu veșnic nu cuprinde doar jertfa Domnului Iisus Hristos și cine vrea să beneficieze să vină, să înțepe din jertfă și să ia sângele Domnului Iisus să se spele cu el. Dar să acceseze jertfa, dacă vrea. Dacă nu vrea, asta este. Nu același decret al lui Dumnezeu infailibil prin care s-a produs jertfa Domnului Iisus Hristos, același decret al lui Dumnezeu infailibil a produs efectele jertfei Domnului Iisus Hristos. E exact aceeași voie. Nu poți să spui din versetul 10, voia lui Dumnezeu a stabilit
ca jertfa Domnului Iisus să se aducă și nimeni nu putea să împiedice lucrul acesta. Vă întreb, putea cineva să împiedice împlinirea decretului lui Dumnezeu de a fi jertfii Domnului Iisus? Nu! Nimeni! Întrebarea este aceeași voie a lui Dumnezeu care spune că a adus jertfa, aceeași voie care spune că ne-a sfințit pe noi. Poate cineva să oprească această sfințire? Nu poate! Este același decret al lui Dumnezeu, același plan, același voie. Asta este argumentul autorului. Voia lui Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu asigură aducerea jertfei și voia lui Dumnezeu asigură și aplicarea acestei jertfe. Aici stă siguranța mea. Siguranța mea nu este că eu o să am întotdeauna o pocăință sinceră, o mărturisire sinceră, o să am o căutare sinceră după Dumnezeu și datorită sincerității mele o să reușesc să beneficiez de jertfa Domnului Iisus. Nu! Ci siguranța mea este că decretul lui Dumnezeu a făcut ca să fie adusă jertfa lui Dumnezeu și același decret va aplica această jertfă vieții mele. Asta este siguranța mea. Siguranța mea stă în decretul lui Dumnezeu și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Această sfințire, bineînțeles, despre care se vorbește, nu este doctrina perfecționistă. Nu la asta se referă textul. Dacă citești tot capitolul 9, tot capitolul 10, vei vedea că se vorbește despre iertarea păcatelor. Se vorbește despre iertarea păcatelor, asta este sfințirea. Punerea noastră deoparte. Cum suntem noi puși deoparte? Asta este... Sensul primar al termenului sfințit nu este curățit pe dinăuntru. El are multe locuri din Sfânta Scriptură, sensul acesta, de a fi curățit pe dinăuntru. Dar sensul primar al termenului, termenului sfințit este pus deoparte. Însă Dumnezeu nu ne pune deoparte pur și simplu că zice, vreau să vă pun deoparte. Gata, sunteți puși deoparte. Nu, El ne pune deoparte prin sfințirea în sângele Domnului Iisus Hristos. Prin stropirea cu sângele Domnului Iisus Hristos. Eu sunt pus deoparte doar în momentul în care El mă iartă de toate păcatele mele. Asta este doctrina îndreptățirii. Dumnezeu te vede prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este fantastic. Să știi că Dumnezeu se uită la tine prin ceea ce a făcut Hristos, nu prin ceea ce faci tu. Prin ceea ce a făcut Hristos. Este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Acum, într-adevăr, trebuie să facem diferență între aspectul pozițional al mântuirii noastre și părtășia noastră cu Dumnezeu. Păcatul zilnic pe care îl facem alterează părtășia noastră cu Dumnezeu. Alterează părtășia noastră cu Dumnezeu. Simți răceală în părtășia cu Dumnezeu, simți că Dumnezeu e departe, simți că cerul e ca de plumb, vei simți mâna lui Dumnezeu care apasă cu putere asupra ta, o să dea Dumnezeu cu tine de pământ. Se alterează părtășia ta cu Dumnezeu datorită păcatului, dar nu se alterează justificarea ta. Poziția ta înaintea lui Dumnezeu, aspectul legal, actul mântuirii este încheiat. Dar ești îndreptățit odată pentru totdeauna. Despre asta vorbește autorul în versetul 10. Așadar, manifestarea schimbării sistemului ritualului este faptul că suntem sfințiți odată pentru totdeauna. Sfințiți odată pentru totdeauna. Lucrul acesta nu l-avea niciun evreu. Un evreu nu putea să spună, sunt iertat, sfințit odată pentru totdeauna. Nu. Niciodată. Dacă și evrei puteau să fie iertați de păcate, care e diferența între ei și noi? Mare diferență. Mare diferență. Pentru noi s-a dus o singură jertfă, odată pentru totdeauna, care ne-a dus o sfințire odată pentru totdeauna. Care ne-a dus o sfințire odată pentru totdeauna. Pentru ei nu era așa. Ei trebuiau să repete, să repete, să repete, să repete. Al doilea efect al jertfei Domnului Iisus Hristos, al schimbării sistemului ritualic, este suveranitatea Domnului Iisus. Suveranitatea Domnului Iisus. Această suveranitate a Domnului Iisus este prezentată, sau Domnul a ajuns suveran în trei etape. În primul rând, El a murit, spune versetul 11 și 12, pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori acelea jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, se introduce tema din primele patru versete, da, neputința jertfei, nu pot șterge păcatele. E clar că se referă sfințirea și ștergerea păcatelor la lucrul acesta, la iertarea păcatelor. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Deci prima etapă este moartea Domnului Iisus Hristos. El n-a fost ridicat în poziția suverană până când n-a murit, da? Zice, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, asta e prima etapă, a murit. Apoi avem descrisă monarhia lui în două feluri. Că s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Dumnezeu a confirmat moartea lui prin faptul că l-a pus la dreapta lui Dumnezeu. Niciunui mare preot Dumnezeu nu-i spunea, hai, ai făcut o lucrare extraordinară în ziua ispășirii, stai lângă mine, te rog. Nu exista așa ceva. Ăla era locul stăpânirii, locul monarhiei. Asta e dreapta lui Dumnezeu. Locul conducerii, locul stăpânirii, locul suveranității absolute. Cel care a murit pentru păcatele noastre este suveran absolut peste întregul univers.
Extraordinar. Cel care a murit pentru păcatele noastre este suveran absolut peste întreg univers. S-a așezat, auziți, pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și ne se vorbește nu doar despre așezarea lui, ci despre așteptarea pe care o are Hristos. Ia auziți. Și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcut așternut al picioarele lui. Limbajul metaforic este superb. Este superb. Că Domnul Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și sub picioarele lui sunt toți vrăjmașii Domnului Iisus Hristos. Acesta este Hristosul în care noi am crezut. Hristosul în care eu am crezut nu este Hristosul care bocănește la ușile inimilor noastre sau la ușile inimilor dușmanilor lui. Nu este Hristosul în care eu am crezut. Nu. Favorul ăsta l-a lăsat Domnul Iisus doar bisericilor. Să bată la ușa bisericilor ca să intre în părtășie cu bisericile. Este cu tot o altă discuție acolo. Dar Hristosul în care noi am crezut, care a murit pentru păcatele noastre, este Hristosul care s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Așezarea arată încheierea lucrării ispășitoare. Încheierea lucrării ispășitoare. Nu în locul preasfânt. După aia în locul preasfânt face o judecată investigativă. După aia face jumătate de ispășire. Nu știu când o mai face pe cealaltă. S-a așezat, s-a încheiat lucrarea ispășirii. Pentru totdeauna. Și de acolo este doar o chestiune de timp, cu alte cuvinte, spunea autorul aici, acolo așteaptă ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Nu știu cum, dacă vi se pare limbajul ăsta foarte corect politic în vremea în care noi trăim, ăsta este Hristos pe care noi îl predicăm, n-avem altul. Și eu nu o să tai din versetele din Sfânta Scriptură care li se pare persoanelor foarte cizelate din societatea noastră, li se pare inacceptabil, domnule. Cum să vorbiți așa ceva? Domnul Iisus să aibă preș. Cine este acolo? Milioanele, sute de milioane de oameni care l-au respins pe Hristos. I-a făcut așternând picioarelor lui. Va fi mai rău de atâta. Va fi mai rău de atâta pentru ei. Acesta este Hristosul în care noi am crezut. Moartea Domnului Iisus Hristos nu poate fi despărțită de monarhia lui. Avem un alt Hristos. Dacă Hristosul tău este mântuitor, dar nu este monarh, ai un alt Hristos. Este foarte clar. Dacă Hristosul tău este mântuitor, mulțumim pentru iertarea păcatelor, ce frumos, a murit pentru noi, hai să-L plângem o dată pe an la Paș și la Crăciun plângem că s-au născut și ce drăgălaș, mititel. Nu, ăla nu este Hristos. De mult s-a schimbat situația, da? El este într-o poziție monarhică. El este monarhul întregului pământ, da? Ne este prezentată moartea Domnului Iisus Hristos, monarhia Domnului Iisus Hristos. Și autorul justifică de ce Domnul Iisus Hristos, că un adventist care citește versetul 12 și 13 zice, pe cum s-a așezat Domnul Iisus la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrășmașii să fie făcuți așternut al picioarelor lui? Cum ar fi lucrul ăsta posibil când noi știm că Domnul Iisus de fapt a făcut jumate de lucrare de mântuire sau un sfert la cruce, încă un sfert 1844 de ani, încă puțin când a trecut în locul preasfânt și restul mântuirii trebuie să o facem noi pe pământ, să ne mărturisim păcatele, că numai de alea ne iartă, să suferim pentru păcatele pe care sunt foarte grave și cu voia, că numai așa ni le iartă, să trecem prin necazul cel mare, sub domnia și stăpânirea lui Anticrist, că numai așa ne iartă de altă parte de păcate, să plângem mult pentru alte păcate, că numai așa ni le iartă. De ce s-a așezat Domnul Iisus Hristos? El nu știe că noi ne chinuim ca să ne înfăptuim mântuirea. Și El justifică poziția Domnului Iisus Hristos de monarh prin faptul că printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Deci ne-a sfințit și apoi pe ăștia sfințiți îi face desăvârșiți pentru totdeauna. Așa justifică poziția Domnului Iisus Hristos. El s-a pus într-o poziție de monarh pentru că a încheiat lucrarea mântuirii. Că aplicarea mântuirii se face în faze, asta este cu totul altceva. Dar din perspectiva lui Dumnezeu pe care El ne-o comunică nouă, lucrarea mântuirii noastre este desăvârșită. Desăvârșită. De asta s-a așezat. Că dacă n-ar fi fost desăvârșită din perspectiva Lui, El nu s-ar fi așezat. A fi zis, mai am niște etape de parcurs. Așteptați că le parcurg. Sunt alături de voi. Nu, El a încheiat-o. El își aplică lucrarea de mântuire din poziția Lui de suveran absolut al întregului univers. Și unii zic, eu sunt de acord cu ce spui tu, că, aș fi de acord că El, ne-a sfințit odată pentru totdeauna, că ne-a desăvârșit odată pentru totdeauna. Dar dacă spui lucrul ăsta oamenilor, îi faci să trăiască în păcat, Domnule. Îi faci să trăiască în păcat. Dacă i-aș face să trăiască în păcat, te întreb pe tine de ce autorul cărții Evrei ne spune lucrul ăsta. Și asta e perspectiva divină. Noi suntem de acord cu ea. Noi suntem de acord cu ea. Că ce aleși vor ajunge în veșnicie. Dar noi suntem de acord cu ea. Dar asta nu o spune oamenilor. Că dacă o spui oamenilor, o să zic, sunt ales. O să mă desăvârșească până la urmă. N-am niciun stres. Te întreb din nou dacă asta e perspectiva lui Dumnezeu și doar pentru El. De ce ne-o spune nouă?
Dacă unii zic, nu putem noi înțelege tainele lui Dumnezeu, astea sunt lucruri prea mari pentru mintea noastră. Eu nu zic că nu sunt prea mari, dar El ni le-a spus nouă. Dumnezeu ne-a dat lucruri prea mari pentru mintea noastră ca să ne ocupăm cu ele, cu lucruri prea mari pentru mintea noastră. Că problema noastră de fapt asta este că ne ocupăm cu lucruri prea mici pentru mintea noastră. Prea mici pentru mintea noastră. El ne-a mântuit ca să gândim, să înțelegem, să acceptăm lucrurile acestea. Din nou observați că există o legătură între aducerea sacrificiului Domnului Iisus Hristos și aplicarea acestui sacrificiu. El a adus sacrificiul acum 2000 de ani, dar El leagă aducerea acestui sacrificiu acum 2000 de ani de aplicarea acestui sacrificiu în viața ta și în viața mea. Există o legătură care nu poate fi ruptă. Din nou citesc, printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul extraordinar aici este că El nu vede o ruptură între ispășire și aplicarea ei. El le vede împreună. Domnul Iisus Hristos, iertați-mi expresia, Domnul Iisus n-a murit la plezneală. Eu așa doctrina ispășirii uneori așa își descriu cel mai bine. Moarte la plezneală. Tu vezi, unii zic, da, nu poți să spui așa că Domnul Iisus știa ce o să fie până la final. Tot aia e. Cam tot aia e. O vedea, dacă vreți. O să fie sfințiți o parte, nu toți o parte, din cei pentru care a murit o să fie sfințiți. Eu nu cred asta, să fie clară paranteza. O să fie sfințiți o parte, nu toți pentru care a murit. Din partea aia care au fost sfințiți odată pentru totdeauna, de fapt nu au fost sfințiți odată pentru totdeauna, numai o parte o să fie desăvârșiți odată pentru totdeauna. Da? În fine. Trec că mă ambalez unde nu trebuie. Bun. Haideți să vedem. Manifestarea jertfei Domnului Iisus Hristos este arătată, așadar, descrisă foarte clar aici. Prin sfințirea Domnului Iisus, prin sfințirea noastră, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin suveranitatea Domnului Iisus Hristos, da? Ridicarea Domnului Iisus Hristos în această poziție extraordinară și prin Sfânta Scriptură. Deci, această lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos este confirmată în trei feluri. Prin sfințirea care ni se dă nouă, prin suveranitatea, prin poziția Domnului Iisus Hristos și prin Sfânta Scriptură. Ia auzi ce spune Scriptura. El justifică ce a spus până aici. Versetul 15. Lucrul acesta, care lucrul acesta? Pentru noi este aproape incredibil că El ne-a sfințit odată pentru totdeauna, că a murit odată pentru totdeauna, că ne desăvârșește odată pentru totdeauna. Este aproape incredibil. Cum știm că e adevărat? Și el citează din nou din documentul legal, din Constituția noului legământ. Nu din a vechiului legământ. Unii spune, a, frate, dar scrie, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Hei, suntem în nou legământ. Avem alt document în nou legământ. A, spui că nu mai e valabil Sfânta Scriptură? Nu, spun că Constituția vechiului legământ nu mai este valabilă. Că a fost scoasă din ecuație de Domnul Iisus Hristos. Da, spun asta. Păi să rupem paginile din Sfânta Scriptură. Nu, ți-au fost scrise ție, care spui asemenea prostii și erezii, să le vezi și să înțelegi că a fost pentru vechiul legământ, nu pentru noul legământ. Nu aleg astăzi nimic. El a ales pentru mine și mă face prin lucrarea Duhului Sfânt să aleg și eu. Suntem în noul legământ, deci citim, nu fugiți la Deuteronom, suntem în Cartea Evrei, da? Citim din Cartea Evrei care spune așa, lucrul acesta, despre mântuirea aceasta, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Dar cine ne-a mai adeverit? Păi ne-a adeverit simpla poziția Domnului Iisus Hristos în ceruri. Ce ne-a mai adeverit? Faptul că ne-a sfințit odată pentru totdeauna. Ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, și ascultați, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă! Și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Vreau să observați că autorul simplifică toată lucrarea mântuirii la două părți. Lucrarea mântuirii poate fi înțeleasă prin două componente, două elemente. Este un aspect practic al mântuirii și un aspect pozițional. Adică, un aspect care vizează înnoirea noastră lăuntrică și un aspect care vizează îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Da? Un aspect care se referă la ceea ce devenim sau suntem noi, ceea ce suntem noi și un aspect care vizează sau se referă la felul în care ne vede Dumnezeu. Da? Un aspect care are de-a face cu păcatele pe care le-am făcut în trecut și un aspect care are de-a face cu înnoirea pe care Dumnezeu o face progresiv spre viitor. Da? Un aspect care este experimental, experimentăm sfințirea, și un aspect care este relațional sau juridic. Da? Un aspect vizează sfințirea noastră activă și un aspect vizează sfințirea noastră pozițională. Le luăm pe scurt pe fiecare. Versetul 16 se referă la acest
aspect practic, la înnoirea noastră lăuntrică, la ceea ce suntem noi, da? La aspectul subiectiv, experiențial, la aspectul activ al vieților noastre. Zice, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Pentru ca să nu mai spui, a, dacă mă iartă de păcate, înseamnă că pot trăi cum vreau eu. Nu! Că Dumnezeu scrie legile lui în inima ta. Așa încât să le iubești, să le dorești, să-ți placă de ele. Nu mai sunt ca legile care au fost date Israelului scrise pe table de piatră. Și atunci când le-a explicat Domnul Iisus Hristos, le-a urât din toată ființa lor. Le-a urât. A urât legile alea lui Dumnezeu. Pentru că arătau păcătoșenia lor și perversitatea cu care au făcut alte legi ca să ocolească legile lui Dumnezeu. Perversitatea și parșivitatea inimilor lor stricate prin care au ocolit legile lui Dumnezeu cu datinile lor. Au făcut sute de legi care de fapt erau făcute ca să nu mai împlinească legea lui Dumnezeu. Și să se mulțumească cu ei înșiși. Dar împlinind legea lui Dumnezeu, de fapt împlineau datinile lor. Nu legea lui Dumnezeu. Nu legea lui Dumnezeu. Schimbarea fundamentală care se face astăzi nu este că noi trebuie să ne punem aici în loc de cruce asta legile, cele două table ale lui Moise. Ca să știm totdeauna că trebuie să împlinim legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o lucrare miraculoasă, supranaturală, ce n-a fost făcută în vechiul legământ. Și anume a scris aceste legi în inimile noastre. În inimile noastre. În inimile noastre. Și acesta este un test fundamental. Asta este mântuirea. Oricine pretinde iertarea păcatelor, dar nu iubește voia lui Dumnezeu, nu iubește cuvântul lui Dumnezeu, nu este mântuit. Nu este născut din nou. Hai să înțelegem foarte clar lucrul ăsta. Dacă eu vă predic acum lucrul ăsta și vă spun dumneavoastră, cine nu iubește legea lui Dumnezeu nu este mântuit. Și eu în timp ce spun asta, nu iubesc legea lui Dumnezeu, nu sunt mântuit. Nu sunt născut din nou. Asta este operația duhovnicească pe care însuși Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt asupra inimilor noastre. El transformă lăuntrul nostru. Dacă eu nu am, dacă eu pretind că am o relație cu Dumnezeu și n-am o relație cu cuvântul lui Dumnezeu, n-am nicio treabă cu realitatea. Mă înșel pe mine însumi. Mă înșel pe mine însumi. Tot programul religios, toate ceremoniile religioase, tot activismul, tot pragmatismul, toată inventivitatea, toată imaginația care este astăzi adunată în adunările de sărbătoare ale evanghelicilor, sunt egal cu zero. Oricum multe dintre ele sunt egal cu zero și dacă n-ar fi adevărat ce spun eu acum, dar sunt egal cu zero dacă oamenii aceștia nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Și să fim serioși, nu Scriptura strânge astăzi oamenii în biserici. Nu voia lui Dumnezeu. Nu se trezesc oamenii și zic, abia aștept să mă duc la adunare. Frate de pastor sau predicator sau evanghelistul care va fi astăzi ne va deschide cuvântul lui Dumnezeu. Și inima mea în timp ce el va predica cuvântul lui Dumnezeu va rezona cu ce spune el. Abia aștept. Abia aștept ca Duhul Sfânt să vorbească prin el ce nu mi-a descoperit încă mie. Abia aștept. Abia aștept să pun în aplicare. Iubesc legea Domnului. Mă gândesc noaptea la ea. Petrec timp în cuvântul lui Dumnezeu, fără să stea cineva cu bâta după mine. Sau să mă certe că nu citesc Sfânta Scriptură. Eu nu vă cer că nu citiți Sfânta Scriptură. Dacă nu suntem născuți din nou, trebuie să citim Sfânta Scriptură ca să fim născuți din nou. Da? Nu ca să ajungem să o iubim. Pentru că nu o iubim deloc. Tragedia aceasta este, frați și surori. Tragedia este că evanghelismul se strânge astăzi în jurul la tot felul de lucruri, dar nu în jurul cuvântului lui Dumnezeu. În jurul la multe lucruri bune, poate. În jurul la multe lucruri bune. Dacă inima omului nu, și testul știți care ar fi? Dacă oamenii aceia ar fi totuși născuți din nou, spune, hei, termină cu prostiile, coboară jos de la amvon. Păi coboară jos de la amvon. Lasă pe cineva să predice pe Domnul Iisus. Lasă pe cineva să predice cuvântul lui Dumnezeu. Bisericile ar reacționa. Bisericile ar reacționa. Oamenii s-au tulburat. Spune, tu termină odată cu poveștile tale. Ne lași vreodată cu experiențele tale. Ne lași vreodată cu visurile pe care le-ai avut-o azi noapte pentru că ai mâncat prea târziu carne de porc. Și n-ai dormit bine și ți-o trecut nu știu ce năzbâtii prin cap. Vrei să ne lași cu poveștile alea și să ne spui voia lui Dumnezeu? Noi iubim voia lui Dumnezeu. Noi vrem să respirăm voia lui Dumnezeu. Vrem să trăim voia lui Dumnezeu. Nu ne interesează ce spui tu. Vreau să vă spun ceva ce am pe inima mea. Nu ne interesează, frate. Ei, să nu tulburăm adunarea. Să nu ne atingem de unșii Domnului. Ungerea o am, autoritatea o am doar dacă deschid Sfânta Scriptură. Dacă predic Sfânta Scriptură. Unor oameni care iubesc Sfânta Scriptură. Tragedia este mare, să știți. Tragedia este mare. Haideți întâi, înainte de toate că suntem aici unii cu alții, să ne verificăm pe noi înșine, să ne cercetăm pe noi înșine, să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu ca El să facă o radiografie, o analiză asupra inimilor noastre. Este în străfundul inimilor noastre o dispoziție către voia lui Dumnezeu? Eu nu te întreb cât ai citit Biblia. Este irelevant. Este irelevant.
Nu suntem aici să stabilim legi, cât să citești Biblia, unde să citești Biblia, când să citești Biblia. Este irelevant. Dacă iubești voia lui Dumnezeu, o vei citi. O vei studia. O vei memora. O vei învăța. O vei asculta. Și vei da la gunoi toate porcările care sunt puse sub eticheta de predici creștine. Vei da la gunoi. Asta este întrebarea. Dacă inima mea, în străfundul inimii mele, există o dispoziție, o înclinație, o dorință după voia lui Dumnezeu. Întrebarea nu este cum fluctuează viața ta în fiecare săptămână. Nu asta e prima întrebare. Cum a fluctuat? Cât de mult ai citit ieri, alaltieri? Nu asta e întrebarea. Lucrul acela va fi stabilit la un moment dat, va fi stabilizat la un moment dat dacă în inima ta există o dispoziție către voia lui Dumnezeu, o dragoste pentru voia lui Dumnezeu, o înclinație către voia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, s-ar putea ca un legalist necredincios care o să ducă în fundul iadului și o să ardă mai mult, o să sufere mai mult acolo decât necredincioșii care n-au auzit niciodată Evanghelia, ca legalistul ăla care să știe Biblia mult mai bine decât tine. Să fie ca un Kalashnikov din ăsta rusesc care să... Știi cum să turuie la versete, să te duduie cu versete. Sunt din ăștia o grămadă. Și tu să nu știi decât 5% din ce știe el. Și dacă ar sta cu tine la argumente, ar face praf pe orice domeniu din Sfânta Scriptură. El să ducă în iad și tu să fii un copil născut din nou al lui Dumnezeu, pentru că iubești cuvântul ăla. Pentru că n-ai la Biblia ca să faci teorie și să faci argumente, să faci dogme cu care îți pleznești pe alții peste cap. Și tu iubești voia lui Dumnezeu, tu ai luat-o pentru tine. Tu vrei să o întrupezi în trăirea ta. Asta este întrebarea. Întrebarea nu este, întrebarea fundamentală, mai ales în adunarea noastră în care noi criticăm atât de mult pe alții, da? Suntem așa de anapoda față de cultura noastră. Întrebarea nu este dacă știm să-i criticăm pe toți. Nu asta este întrebarea. Întrebarea este dacă eu în timp ce critic pe alții iubesc voia lui Dumnezeu și dacă nu cumva ascund lipsa de iubire pentru cuvântul lui Dumnezeu sub o luptă din asta, crâncen împotriva la toată lumea. Trebuie să verificăm foarte bine lucrurile acestea. Trebuie să verificăm foarte bine lucrurile acestea. Dacă lupta noastră împotriva ereziilor, împotriva aberațiilor și absurdităților este motivată corect de o dragoste sinceră, profundă, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru oameni. Și pentru oameni. Da? Dacă este așa, slavă lui Dumnezeu. Dacă nu este așa, Dumnezeu să ne dea putere să ne cercetăm și să ne verificăm. Fiecare dintre noi putem să deraiem în direcția aceea. Să deramăm în direcția aceea. Și dacă citiți primei biserici care îi scrie Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos nu îi spune: hei, voi ați depistat apostolii falși. Nu-i mai depistați. Au venit proroci mincinoși la voi. Nu-i mai depistați. A venit profetesa aia falsă, Izabela, acolo. Lăsați-o în pace. Nu o mai criticați, chiar dacă trăiește în curvie. Domnul Iisus nu spune asta. Spune: a, super, bine, foarte bine. Totuși, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea. Domnul nu zice: nu mai criticați, nu mai depistați, nu mai analizați, nu mai cercetați, lăsați pe toți apostolii falși, pe toate profetese false, toți curvarii, toți nenorociții să spurce adunarea lui Dumnezeu. Că eu vreau să fiți plini de dragoste și toleranți. Nu asta spune Hristos. Hristos ta spune foarte bine. La dogmă stați super. Unde-i dragostea? Unde-i dragostea pentru Dumnezeu, în primul rând, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea aspect al mântuirii și ultimul precizat în locul acesta este descris pe scurt în versetul 17. El nu mai citează tot pasajul acela pe care noi l-am analizat, care vorbește despre promisiunile noului legământ și zice: și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Acum, vreau să aberăm puțin, dar în sensul bun, ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. Imaginați-vă, să fie foarte clar că Dumnezeu folosește un limbaj metaforic aici. Dumnezeu nu poate să uite nimica. Dar imaginați-vă că însuși Dumnezeu atot știutor ar uita un singur lucru, și anume păcatul tău. Să nu mai știe nimica de el, oricare din păcatele tale, toate păcatele tale. Ar fi lucrul ăsta grozav. Nu? Ar fi extraordinar, nu? Adevărul este că Dumnezeu le uită într-un alt sens. Dumnezeu nu se mai raportează la noi, nu mai reacționează față de noi în funcție de lucrurile pe care noi le-am făcut. Asta este doctrina îndreptățirii. El te vede totdeauna iertat de plin, sfințit de plin, desăvârșit de plin în jertfa Domnului Iisus Hristos. Este un lucru extraordinar. E greu, toată viața stai și meditezi la lucrul ăsta, e atâta de simplu. El te vede prin Domnul Iisus Hristos, nu mai vede niciun păcat a tău. Oricât te-ai gândit la El, lucrul acesta trebuie să te fascineze mai mult, mai mult, mai mult și mai mult. Și creșterea noastră în sfințenie, asta este un lucru glorios. Creșterea noastră în sfințenie este direct proporțională cu lumina pe care noi o primim de la Dumnezeu ca să ne vedem adevărata stare. Și cu cât treci în viața de credință, nu o să te vezi mai sfânt.
Chiar dacă tu progresezi în sfințenie, lumina este mai mare, pentru că crești spiritual. Este mai mare și te vezi mai ticălos, mai rău, mai nenorocit. Și spre sfârșitul vieții nu ajungi un bătrânel din ăsta sfântoc, ai zis, bă, liniște, trebuie să ajungeți la starea asta. De... Nici vorbă! Cu cât mergi în viață și cu cât te îndrepți spre bătrânețe, cu cât ți se cărunțesc firele în cap, cu atâta mai mult vei înțelege păcătoșenia ta și cu atâta vei fi mai mult fascinat de lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. La asta vreau să ajungă adunarea noastră. Să îmbătrânim și să îmbătrânim fascinați de jertfa Domnului Iisus Hristos. Să îmbătrânim oripilați de propriile noastre păcate, dar oripilați în fața jertfei Domnului Iisus Hristos. Să spunem, nu înțeleg. Nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să mă țină în harul Lui decât jertfa Lui. Nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să mă tolereze decât jertfa Lui. Nu există niciun motiv pentru care Dumnezeu să mă ierte iarăși. Numai de când am venit în adunarea asta, de un an de zile, mi-am cerut iertare lui Dumnezeu de sute de ori și El continuă să mă ierte. El continuă să mă binecuvânteze. El continuă să mă vadă sfințit în Domnul Iisus Hristos odată pentru totdeauna. El mă iartă și în timp ce mă iartă spune, oricum ești sfânt în Domnul Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Dar voi lucra asupra inimii tale, să te transform, să te schimb, să te prelucrez, să te fac asemenea chipului Fiului meu. Să-ți dau nu doar iertarea Fiului meu, ci să vadă în tine chipul Fiului meu. Nu crezi că vom avunge o adunare de oameni înăcriți, sătui de doctrina nepierderii mântuirii, de doctrina îndreptățirii, stăm iertați. Nici vorba de așa ceva. Oamenii născuți din nou vor primi o lumină crescând asupra stării lor de păcat și vor fi fascinați la dreptul. Vom avea momente și doresc lucrul ăsta de la Dumnezeu, de contemplarea jertfei lui Dumnezeu, încât singura reacție va fi muțenia. Nu am nicio explicație, Doamne. Nicio explicație. Și nu am nicio explicație. Nu am nicio explicație pentru motivul pentru care El m-a ales pe mine sau pe dumneavoastră. Nu există nicio explicație decât voia Lui suverană și dorința Lui ca să fim alături de El. Și fie ca Dumnezeu, în urma acestor studii, acestor cuvinte minunate despre jertfa Domnului Iisus Hristos, să deschidă ochii sufletelor noastre să vedem minunăția jertfei Domnului Iisus Hristos. Ce anume a făcut El pentru noi și ceea ce face El pentru noi în fiecare zi. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.